face, mănânc pe de 24 de ore numai chestii mou. Acum am ajuns în Aușa și o să încep vânătoarea de chestii mou. Asta este primul lucru mou pe care îl găsesc. Este jeleuri. Și mai avem mou. Pe aici mai venim în mou? Nu știu. Deci primul este niște jeleuri mou cu fructe. Da, și costă 1,90 lei de bani. Am ajuns la sucuri și am găsit sucuri. Asta care e mou, e aloe vera. N-am avut în viața mea, dar sper să fie bun, pentru că altceva n-am ce să beau. Că n-am voie apă, că nu e mou. Ok. Înăuntru, e mult și înăuntru, dar sunt foarte, foarte mulți oameni care lucrează acolo și nu o să mă lasă să filmez. O să mănânc de ce parte asta cu mult, pe asta nu. Este o varză roșie, dar e mult. Nu știu ce pot face cu ea, dar o voi mânca cumva. Asta e următorul lucru pe care îl doresc. Vine-te. Sunt mult. Ceapă roșie, care de la altul mor. Ce mai poate să fie mor? Pruna. Ok, am luat și prunele. Ce care cu mor. Vezi că sunt oamenii care lucrează aici în spate. Și mai avem acolo mor ceva? Asta e mor. Dar nu-mi plac de data asta. Ia-le totuși. Și așa nu prea ai variante mou. Hai, ne uităm de ceva mou. Nu vrei? Nu-mi plac. Nu-ți plac? Bine, nu le lua atunci. Am găsit și această mică pe care și sper că e mou. Sper că nu e doar pe ambalaj. Și mai caut poate mai găsim ceva înghețată, dar doar parcă o să o mă uitați. Acesta este coșul meu cu chestii mou. Și o să mergem la o casă din aia mai șmecheră și vom vedea cum merge o casă din aia. Hai! Aceste patru iaurturi le vă luăm numai pe astea două, voi mânca decât unul. Astea mov. E mou și înăuntru și arată foarte drăguț. Pentru că mi-e sete, voi bea ăsta. Nu-mi place să beau după ceva dulce. Ceva dulce. Avem colorant ăsta, mou, care își pune în apă. Nu-mi place să beau suc. Chiar nu-mi place să beau suc după ceva iute, dulce. Gata. Ce gust are? A ceva. Parcă a struguri, deși e cu blueberry. Ca un fel de desert, voi mânca aceste jeleuri care sunt mov și care arată foarte, foarte bine. Să vedem ce gust au. Nu vreau să le mestec, super tare. Mi-ați voare o să-ți placă? Vrei să guști? Să vedem ce părere are mie despre jeleuri. Nu-i placă. Să zicem că sunt acceptabile. Mie te-ai gustat din jeleuri? Ok, nu vei îmbătă și aici. Da cu picior! Da cu picioarele mine, plum, plum! Bună plați, prieteni de pe YouTube! Uite aici cum stuia. Așa stuia. Bine, nu. Dacă vrei jeleu, fă macarena. Nu
uitat cu craci în mine. Acum voi mânca această înghețată mov. Nu prea e mov, e mai muros, dar să zicem că e mov. Asta are gust al lapte stricat. Prea multe calorii pentru un gust prea prost. Pa! Pentru prânz am ales să mănânc această varză roșie, care de fapt este mov, și mi se pare foarte, foarte, foarte bună. O să ne vedem și la cină și voi vedea ce voi mânca atunci. La cină am mâncat și o salată de vinete, însă n-am mai filmat. Și ca un fel de gustare, o să pap prună. Ia prună. E bună prună? Ia prună. Interiorul dulce, exteriorul acru. Știa că dacă râzi timp de 15 minute, ți se lungește viața cu 2 zile? Nu știai? Am văzut pe Instagram asta. Urmăriți un om pe Instagram. Rebecca Maria 1234. Ok, gata, stai. Și am terminat clasa 4, tot mă învăț. Geografie. E materia mea preferată. Interesantă Transilvania asta. Îmi place Hotel Transilvania 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o. Pa!